Cum alegem o investiție bună în imobiliare? La ce trebuie să fim atenți și ce criterii trebuie să îndeplinească o locuință pentru a intra în categoria investițiilor bune? Așa cum v-am obișnuit, stăm de vorbă cu specialiștii în domeniu. Iar de data aceasta am invitat-o pe Liria Timo din partea ansamblului rezidențial Atria Urban Resort, unul dintre cele mai impresionante proiecte de regenerare urbană din piața imobiliară. Bine ai venit, Liria! Bine v-am găsit, mersi de invitație! Tot mai mulți oameni se gândesc să-și crească sursele de venit, iar investițiile în imobiliare au fost și vor fi întotdeauna investiții sigure. Din păcate, pentru cei fără experiență, lucrurile nu sunt întotdeauna roz și fac greșeli uneori. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac românii atunci când aleg să investească într-o locuință? Fiind multe, depinde de fiecare. Ideea este că nu greșești dacă te pregătești, clar. Dacă te informezi. Dacă te informezi, dacă faci cercetarea adecvată, dacă te interesezi despre proprietățile unde te duci, stai de vorbă cu oameni, unii care deja au trecut prin asta sau care lucrează în domeniu. Deci greșelile toate se pot evita, aproape toate, numai fiind informat, clar. Asta este cel mai... Și atunci greșelile, de exemplu, sunt greșeli și la știri, că nu știau că nu va intra ambulanța și este scandal la televiziune. Asta este un lucru foarte ușor de văzut și dacă te duci cu cineva care a trecut prin asta sau care este informat sau dacă citești știrile, dacă citești articole, dacă îți faci lecțiile și te duci la examen, vei trece. Dacă nu ți le faci, greșești. Tind să cred că cei care greșesc, de fapt, nu au depus un efort intensiv, pentru că asta este o investiție pe viață, da? Tu, dacă iei un credit ipotecar pe 30 de ani, tu vei plăti lună de lună o rată. Cum să îți permiți să nu faci, nu știu, 2 luni de cercetare, 3 luni de cercetare? Cum să nu-ți permiți să te duci la 10 dezvoltări în zona pe care te interesează? Este numai de cât efort ești dispus să faci, iar dacă ai greșit fiindcă nu le-ai făcut, cumva vina este tot la acea persoană, adică uneori trebuie să ne asumăm că am greșit și noi de ne-am trezit într-un contract care nu este corect. Pe de o parte vorbim despre locuința în care alegem efectiv să locuim, dar când alegem să cumpărăm, cam mai târziu să o dăm în chirie. Cât investim într-o locuință pe care noi dorim să o dăm în chirie? De obicei, apartamentele care sunt puse către închiriere pentru a avea succes, se spune că trebuie amenajate în gen de hotel. Să fie frumoase, cochete, dar fără o personalizare prea mare. Facilitățile depinde și către cine. Ai o garsonieră și va fi către studenți, este clar că vei avea probabil o șansă mai bună să închiriezi un apartament de tip garsonieră sau studio lângă o facultate unde vor fi mulți studenți care caută. Deci este și cum te aliniezi la viitoare ta. Ai ceva de 3 camere, cel mai probabil vei avea o familie cu un copil și atunci trebuie să te uiți ce facilități și... da. Un parc sau o școală sau chiar în zona complexului. Există un magazinaș unde poți să trimiți copilul pe jos sau trebuie să traverseze bulevarde. Adică trebuie să-ți pui în cap cine va fi acel client și apoi să cumva să-ți pregătești, să-ți ambalezi, să-ți amenajezi acel spațiu pentru acel client sau acel target. Așadar, dacă alegem să cumpărăm o proprietate ca mai târziu să o închiriem, noi trebuie să ne gândim în primul rând care este clientul căruia o să-i închiriem, să o amenajăm astfel încât să se potrivească nevoilor clientului. Iar în cazul în care o alegem pentru noi, atunci poate suntem puțin mai generoși cu bugetul. Legat de acest subiect de investiții bune, ce ar trebui să mai știe clienții care
sunt acum în momentul în care decid să cumpere sau să mai aștepte? Care ar fi cel mai important lucru în afară de documentare, în afară de cele pe care le-am amintit? Eu zic că sunt trei părți. Prima, să știe bucata lor, da, ce am atins, adică să știe care este posibilitatea lor, apoi ce aleg, da, să-și facă lecțiile și pe lângă asta apoi aș adăuga infrastructura înconjurătoare a celui bun. Pentru că tu cumperi un apartament, dar apartamentul acela nu plutește într-o lume a lui. El este legat de o clădire care este legată de niște drumuri, care sunt legate de rețele, care sunt legate de un cartier întreg, dacă au sau nu facilități, magazine, școli, biserica, farmacia, etc. Și atunci tu te uiți la cel bun, te uiți la buzunarul tău, dar uită-te și ce te va înconjura. Pentru că sunt prea multe proiecte, de exemplu, care nu au străzi adecvate, nu? Ca să ajungi la cel adică bun. Nu faci o investiție doar în ceea ce cumperi, în pereții pe care ai, ci ceea ce este dincolo de ușă. Da, și de geam, și de fereastră. Da, da. Deci tu ești înconjurat de alte detalii pe care tu trebuie să le iei în considerare ca să fie bine ales acel bun. Vedem astăzi dezvoltări imobiliare moderne. Care sunt facilitățile pe care dezvoltatorii imobiliari le includ acum proiectele din România? Probabil că depinde și unde, să nu vorbim de cazul nostru, probabil că depinde și unde se află. Dacă este un compound, un cartier întreg, atunci clar se vor bifa nevoile primele. Magazinele, spațiile verzi, locurile de joacă, și aici depinde de calitățile. Noi mai avem și piscinele, o să avem un spațiu unde toate fazele se întâlnească, mai multifuncțional, unde se adune lumea. Dacă ești în oraș, deja se limitează ce poți face și oricum nu ai nevoie pentru că ești înconjurat și de metrou și de mall-uri și așa mai departe. Dacă ești, cum este Atria, în București, dar la periferie, probabil că vei face aceste facilități, dar suntem lângă un mall unde ai toate magazinele, nu este nevoie. Cu cât te duci spre exteriorul orașului, acolo poți deja, sunt dezvoltări acum care fac ca niște mini-mall-uri în cadrul, investiția este mai mare pentru că alocă din acel teren ca să facă un cinematograf în complex. Dar pentru asta trebuie să fie o dezvoltare foarte mare, deja să ai cu cine să întreții acele locuri, nu? Care aduc bani să-i cheltuiască în restaurantele construite. După mine, ca să existe o sustenabilitate ale acelor afaceri, avem tot în nordul Bucureștiului, este un exemplu, nu? Și au adus alimentară, au sala de sport, au toate cele. Și acolo, din câte înțeleg, sunt vreo 15.000 de oameni și acolo este sustenabil. Ei vin în oraș să lucreze, dar după aia în weekend și în timpul săptămânii își petrec timpul în acele locuri. Dar trebuie să fie mare ca să merite, să fie sustenabile. Nu vrei să ai magazine și restaurante care se închid din două în două luni, mai încearcă cineva să mai închide. Nu e bine nici pentru comunitate și nici pentru dezvoltator sau cel care a achiziționat acel spațiu comercial să stea cu o rotație foarte mare de oameni care vin și pleacă. Când vorbim despre Atria Urban Resort, spunem că este una dintre cele mai impresionante regenerări urbane din piața imobiliară. Ce o face pe ea atât de impresionantă? Una la mână este într-o zonă pe care nu, să zicem, care nu s-a dezvoltat așa. Deci este încă, dezvoltarea vine lentă și eu mă bucur de asta pentru că timpul, de fapt, joacă rolul unui filtru și clar proiectele s-au îmbunătățit.
cei care nu gestionează șantierele și dezvoltările, să zicem, la un nivel mai superior, încet, încet se vor lăsa de meserie, pentru că nu reușesc să dovedească meritele, să zicem, a construcțiilor lor. Deci asta este un lucru frumos, că nu s-a dezvoltat haotic și ce va veni vine deja de o calitate. E ca și cum cumva am scăpat de lucrurile pe care nu mi le-aș fi dorit în jurul meu. Și acum văd că vin proiecte, dar vin proiecte frumoase. S-a îmbunătățit, de fapt, calitatea dezvoltatorilor și ale proiectelor în timp. Deja acceptul, poate și la autorități, care am avut un an destul de bulversant, nu pentru noi, dar în București și alte orașe, astea au și partea bună, se filtrează dezvoltatorii și acum vor fi dezvoltări mai bune. Și asta este o calitate mai bună pentru oameni. Cumva, ăsta este și rolul pieței imobiliare în anul 2023 și în anul 2022. A cernut puțin piața. Cernut, exact cuvântul. Da, dar din punct de vedere al cumpărătorilor, care este sentimentul pe care îl aveți? Sunt ei mult mai bine informați? Știu ei exact ce caută? Da, eu zic că da, și cumpărătorii deja sunt la... Bine, știrile negative, este clar că i-au speriat, nu? Și au devenit puțin mai atenți, circumspecți. La Atria, dacă e să vorbim despre Atria, este clar calitatea. Drumurile sunt asfaltate, sunt late, parcările, totul este foarte ordonat, distanțele. Eu am distanțe între fațade, deși sunt de pe plus 4, de 100 de metri până la următoarea fațadă și minim de 30 de metri. Asta e de 4 ori mai mult decât ce este considerat decent. Deci, anumite lucruri, de când le vezi, îți dai seama că ceva este special. Iar acolo a fost o fabrică care a existat, dar nu a fost folosită de bere, a fost demolată și acum există pe 9 hectare un proiect uniform. Te uiți pe geam, vezi cam același lucru, cam același. Și asta este... De fapt, pentru cumpărător, e o lipsă de stres, dacă vizual totul este în armonie. E mult mai frumos decât dacă vezi, nu știu, semne, unul e roșu, altă fațadă e verde, una e sus, una e retrasă, una e în față. Tot zgomotul acesta vizual, de fapt, este în detrimentul omului care locuiește acolo. Pe când dacă tu dai la o parte, sau nici n-ai nevoie, de fapt, de perdele, dacă e la 100 de metri următoarea fațadă și vezi numai copaci și vezi o piscină și vezi drumurile ordonate, mașinile, asta îți destresează de fapt viața și asta înseamnă calitate mai bună de viață. Asta înseamnă pentru cumpărător. Un proiect de calitate înseamnă o calitate mai bună de trăire. Vă mulțumim pentru atenție, iar în cazul în care informațiile din acest material video v-au fost de folos, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu noutățile din piața rezidențială, cu analize și studii de caz.